Da. Ok. Prezentarea mea o să fie și pe olivian.ro. Intrați pe olivian.ro și o găsiți. Adică e deja acum. Ok. Să zicem că vreți să faceți un site. Trebuia să vă prezint despre asta, dar am uitat. Și vreți să... Anulați, să facem. Suntem la partea a treia oameni pe aici. Și o să vorbim despre greșeli SEO. Și prima este asta. Vreți să faceți un site și aveți de ales, trebuie să alegeți un domeniu. Și vă dau toate opțiunile astea și o să vă întreb pe care vreți să alegeți. Prima e, acum fiecare cu business-ul lui, dar vi le zic. termopane-ieftine-bușteni.ro. A doua e pantofi-defirmă-iași.ro. A treia e fnetră franceză, fnetră.ro, fereastră. A patra, pantofior.ro. A cincea, brandient.ro. Asta e o firmă de brand. Fulga.ro. Milka.ro. Și acum, care ați alege-o pentru SEO? Pentru părerea personală, na, fiecare o alege așa. Pentru SEO, care l-ați alege? Pantofi de firmă. Pentru SEO. Brandien. Așa. Care e ideea cu Brandien? De ce Brandien? Dar așa ceva nu e chit, așa. Deci, vinde. Da. Și brand, dar nu-i pentru SEO. Și mă gândesc și la alte exemple, pantofi, firmă, Iași, dar astea care mai multe, care n-am legătură neapărat. Bun, termopane sau termopane ieftine sau pantofi. Ok. Da? Nu există niciun răspuns corect. Deci în SEO sunt multe lucruri vaci și ăsta e unul din lucrurile vaci. Dar vă zic care e părerea mea despre asta. Termopane ieftine Bușteni te ajută un pic, foarte puțin, dacă oamenii caută termopane ieftine Bușteni. Te ajută un pic. Și asta se cheamă EMD, Exact Match Domain. Adică eu caut termopane ieftine Bușteni și am un domeniu care se cheamă termopane ieftine Bușteni.ro. Surpriză. Și Google era într-o vreme extaziat pe tema asta și spunea un site care răspunde exact cererii mele înseamnă că e 100% potrivit. Și încă un aspect, eu dacă îți dădeam ție link, cum îți dădeam link-ul? Nu îți dădeam click aici. Intră pe termopane ieftine Bușteni și mai obțineam niște și link-ul contact, că avea și el cuvintele cheie. Dar a trecut ceva timp și Google a zis de ce când își face cineva un site, în loc să-și aleagă Fulga, Milka, Brandient sau orice altceva, se apucă să-și aleagă termopane ieftine Bușteni.ro. Pentru că noi, Google, îi încurajăm. Și a zis Google, nu. Nu o să îi mai încurajăm și acum, mai obții un spor cu termopane ieftine Bușteni. E acolo un mini spor. Dar e atât de mic, încât contrabalansează cu două aspecte. Unu, ce site ai? termopane-ieftine-bușteni.ro versus fulga.ro. E o diferență între cum spui asta și cum te raportezi la chestia aia. Și e așa o mică jenă și dacă ar fi să-ți dau link, parcă mai degrabă aș vrea să dau un link unui brand care se cheamă Milka.ro și are legătură cu milk, lapte, ciocolată, nu știu ce, decât termopane-ieftine-bușteni.ro, care știu sigur că ți l-a făcut pe... Deci, un aspect e că vizitatorii vor fi mai mulțumiți. Un alt aspect care e încă și mai important, știi în ce propoziții și eram sigur că o să-mi vină. Nu mi-am venit. Da, Google a început să penalizeze lucrurile astea. Adică, una că minus dă mare beneficiu, dar dacă ai și trei, de la trei cuvinte încolo, adică dacă erau pantofi-firmă.ro, fără de, era pe acolo. Dar de la pantofi de firmă, sau dacă după aia încep, pantofi de firmă, comozi, sunt șase cuvinte. Alea deja intră în penalizare. Deci nu numai că nu... Chiar îți dă și sporul ăla. Deci face în același timp. Îți dă bravo, foarte bine și după aia te penalizează mult mai rău. Dar în același timp. Am două... Și dacă ești legat, le detectează? Dacă ar fi... Dacă ar fi wikipedia.ro, da? ro.wikipedia.org. Dacă e ro.wikipedia.org și o pagină cu Mihai Eminescu, trebuie ca ro.wikipedia.org/Mihai și între ele trebuie să fie un separator, oricare ar fi el, Eminescu, ca Google să știe că sunt cuvintele alea separate. Acolo trebuie să fie la... Deci după ce am scris domeniu, cuvintele trebuie să fie separate cu un separator. De preferat e minus, ăla e cel mai bun separator, da? Wikipedia are underscore, e bara jos. Mă rog, un separator. La domeniu e un tratament special și aici eu le-am pus separate pentru că astea sunt și mai spamic. Google zice, deci
când îți alegi domeniul, Google știe termopane, dacă ăsta n-avea minus, știa să separe cuvintele, le separa singur. Dacă era după slash, nu le mai separa, acolo trebuie să puneți voi separatorii. Deci un domeniu de genul ăsta, termopane, minus ieftine, minus bușteni.ro, unul va aduce beneficii mici, doi riscați să fie penalizat. Penalizarea nu înseamnă că dacă ai făcut doar asta, ai dispărut de pe Google. Dar dacă faci asta și mai faci altele, când Google penalizează, e un cumul. Sunt ca amenzile la poliția rutieră. Ai niște puncte și când ai atins o limită, ai căzut. Dar nu știi exact 100% pentru ce ai căzut și probabil trebuie să corectezi mai multe în același lucru, în același timp. Și ăsta e un semnal negativ și te afectează negativ să ai un lucru de genul ăsta. Eu v-aș recomanda, dacă vă faceți un domeniu, să alegeți ceva... Există un site pe care îl găsiți mai dificil, nu mai știu să-l dau acum și... mă gândesc, stați. Da. Eu... Dacă vă interesează, există un site care se cheamă de la Better, mai adăugați ish, de la okish, betterish.com. Și vă duceți pe Betterish și căutați între audit și think, legate amândouă, audit think. Dacă vă duceți pe betterish.com și căutați audit think, sunt site-urile mele, dar nu știu altă metodă, nu mai știu link pe de rost. Și pe betterish.com am un link către cum am ales audit think și te ajută site-ul ăsta, de exemplu, cum să obții o chestie ca Milka. Și îți caută și domeniul. Adică eu am scris, vreau ceva cu audit, și am scris audit și dăm tu toate variantele. Am scris audit și mi-a dat audithink.com și mi-a arătat și că e liber. Merge numai pentru engleză, dar e foarte facil dacă trebuie să-ți caute multe chestii. Și așa am găsit și better. Și am scris better și mi-a arătat toate variantele cu cuvântul better. Mi-a pus el sufixe, prefixe, cum i-am dat eu acolo. Și mi-a arătat și dacă e liber domeniu. Și era liber betterish.com. Și mai am unul care se cheamă de la Olivian Oli. Și era luat Oli cu 3 de i. Era liber. 5 litere pe .com. E foarte rar. Mi-a arătat el toată lista, a făcut el research-ul, mi-a zis, uite, ia Oli.com. Și îl găsiți dacă... A scris Seth Godin despre el. Dacă nu îl găsiți, dați mail. Dacă e posibil să mă încerc și cu asta. Dar în principiu ar trebui să-l găsiți dacă nu. Dacă nu îl găsiți, dați mail. Ok. Bun. Citiți uneori în presă chestii de genul ăsta. Asta e un articol. Am ascuns titlul, dar dacă faceți click pe el, îl găsiți. Deci, n-am arătat de pe ce site e. Mă rog. Ce fac ei aici? Pun cu caractere cu bold anumite părți pentru SEO. Iarăși. Hai să punem ce ne interesează. Bacalaureat 2014. Hai să scriem cu caps. Ăsta e și mai, nici nu observați, mă. Și bold. Ce mai avem aici? Evaluare națională. Scriem cu bold. Aici examene naționale. Și ca să nu fie absolut evident, au pus o propoziție. Admiterea clasa 9. Deci își caută tot textul care sunt părțile cele mai bune și le fac cu bold. Problema... Ajută chestia asta? Da, ajută. Într-o infinitezimală chestie ajută. E, are un oarecare spor. Adică Google o să uită la textul ăsta și o să zică ăsta e cu bold, înseamnă că e mai important. Și toate astea o să le zică. Dar o să zică vizitatorii când intră pe site. Deci, aici au făcut oarecum cu cap. În sensul că nu au pus doar evaluări naționale, doar ăsta. Dar e pe acolo oricum și ăsta. Dar aici au pus o propoziție întreagă, practic. Da? Dar dacă aș fi pus doar cuvintele importante cu bold, te-ar fi iritat că citești evaluările naționale și fără nicio logică sau sens, e bold. Evaluări, bacalaureat 2014, fără total ieșit din context, e cu bold. E, dacă pe mine ca vizitator mă irită asta, eu nu o să trimit mai departe. Și sporul pe care îl are site-ul că scrie chestia asta cu bold, există acolo și e mic. Dar pierderea pe care o are site-ul că m-a iritat și că eu nu o să-i dau link, nu o să dau share, nu o să trimit mai departe, e mult mai mare. Și atunci, are sens să scrieți cu bold? Da, dacă chiar are sens în context să bolduiți ceva, faceți asta. Scrieți cu litere mari și vă ajută să scaleți textul. Dar dacă faceți asta doar pentru SEO, renunțați la ea. Iarăși revenim la istoric. Era o vreme când asta era un criteriu important. Și dacă căutați pe internet, veți găsi oameni care spun, da, boldează, că te ajută. Și răspunsul e și de azi, că și azi te ajută. Dar enervează pe oameni atât de mult, încât damage-ul e mai mare decât beneficiul. Keyword stuffing. Keyword stuffing înseamnă, s-a tot vorbit despre cuvinte cheie și n-am zis nimic pe tema asta. Keyword stuffing înseamnă trei lucruri. Și o să vorbesc despre asta ultimul, o să las aici. Primul lucru este, în codul sursă al paginii, poți să-i spun lui Google despre ce e vorba.
Deci eu aș putea să-i spun, există un cod în codul sursă, cum e făcut site-ul, în care eu pot să-i spun lui Google, site-ul ăsta e despre așa și așa. Și îi spun lui Google, uite, ăsta e despre doar 2014, rezultate, ceva de genul ăsta. Nu ești ministru educației naționale. Și mă apuc și îi scriu. Și chestia asta avea mare sens dacă eram acum prin 99 și era Google foarte primitiv la începuturile lui și avea nevoie să-i spună cineva despre ce e vorba în pagină. Dar între timp Google a evoluat atât de mult încât poate să-ți facă o analiză să zică dacă textul ăsta e pentru academicieni, oameni care abia am învățat să scrie, poate să-ți vadă cât de dificile sunt cuvintele din text sau dacă e scris corect sau dacă ai punctuația corectă. Și în orice caz, poate foarte ușor să-și dea seama despre ce e vorba în pagina respectivă. Deci nu mai are utilitate tagul respectiv. Că într-o vreme avea utilitate. În schimb, SEO-iștii au început să abuzeze. Ok, avem o pagină despre evaluări naționale. Vrem să apărăm primii? Da. Cum facem? Păi hai să scriem evaluări naționale de cât mai multe ori, în cât mai variate forme. Și au început să abuzeze și să punem meta tag-ul keywords foarte multe cuvinte, repetitiv, cât mai multe. Și practica a devenit super răspândită. Ca să contracareze, Google a zis, noi nu mai avem nevoie să ne spuneți voi despre ce e vorba în pagină. Ne dăm seama mult mai bine chiar decât voi care ați scris-o, algoritmii noștri automați. Și atunci pe noi nu ne ajută. În schimb, voi ați început să pierdeți timpul să scrieți liste de cuvinte cheie, total haotic și fără niciun sens, așa că vă spunem, puteți opri practica că nu vă mai dăm niciun beneficiu dacă le scrieți. Practica a rămas însă, pentru că a fost o perioadă când mergea, și în prezent oamenii scriu. Și dacă luați o listă, orice nișă vreți voi, luați primele 10 site-uri, sigur găsiți unul, dar nu unul, foarte probabil găsiți mai mult de 5 dintre ele, încă scriu cuvinte cheie. Și este un timp complet irosit, deci nu ajută absolut deloc. În schimb, în loc să faci chestia asta, să te apuci să scrii liste de cuvinte cheie pentru fiecare pagină, mult mai bine ar fi, hai să facem un text, să scriem un articol chiar bun despre rezultate BAC. Nu, oamenii stau și pun liste de cuvinte cheie. N-ajută la nimic. Dacă încerci să-i spui că nu ajută, păi da, dar uite, am luat 10 concurenți și din ei 5 fac asta. Cum să nu fac și eu? Da, dar uite, Google zice că nu bagă în seamă. Toți concurenții mei fac asta și uite ce bine stau ei. Cum îmi spui tu mie să nu fac dacă ei fac? Și de aici se auto-perpetuează și o chestie așa și e șocant. 1 la 1. 2 la 1. Să zicem că am un site pe tema... Alegeți o industrie. Muzică. Ce anume de muzică? Albume de muzică. Știri de muzică. Ok. Zim 3 cântăreți care... 2, zim 3. Beyoncé. Și? Da. Elton John. Și Elton John. Să zicem că am un site de muzică și vreau să apar cât mai sus în motoarele de căutare pentru Beyoncé și Elton John. Cum fac asta din perspectiva cuvintelor cheie? Că v-am arătat la factori, contau. Deci era lista cum îți faci domeniu, conta să ai cuvintele astea cheie. Cum fac, cum optimizezi un site de muzică pentru Beyoncé și Elton John? Melodiile. Da, dar eu vreau... Da, te ajută asta și te ajută că dacă am niște melodii cu ele, pun un clip YouTube acolo și dă play și oamenii dau share și nu știu ce. Dar cum fac? Deci, eu am site-ul de muzică, n-am nicio referință până acum la Beyoncé și Elton John. Cum fac să apar în Google după ele, după acele rezultate? După acele căutări? Lucruri legate de industrie, de muzică care se întâmplă. Scrii despre ei, folosesc câteva melodii de lor, așa. Sau link-uri către unde poți să le cumperi. Da, deci asta e. Folosesc numele lor, scriu despre ei. De câte ori ce start să apară de Tom John și Beyoncé? Odată. Deci ideea e așa. Dacă despre știi, de fiecare dată când ești de nou. Să zicem că site-ul meu e muzica.ro, da? Dacă vreau să fac despre Tom John, o să-mi fac, deja complic, vei familiar ce înseamnă dacă scriu aici tag și scriu Elton John, știți ce e asta? Da. Deci am un blog de WordPress și am taguri și unul dintre taguri e pe tema Elton John și când am făcut click pe linkul ăsta, mi-a afișează toate articolele cu Elton John. Ok. Deci pot să fac o chestie de genul ăsta și când am făcut chestia asta, mi-a fișat toate articolele. Și ăsta e într-adevăr o pagină din site care e foarte relevantă pentru termenul Elton John. Asta e o metodă. Asta e o metodă foarte bună. Să scriu pur și simplu multe lucruri despre Elton John. A doua metodă este să am un singur articol pe tema
Elton John, muzică cu mărură. Scriu Elton John, e bine să înceapă chiar cu el. Și după ce a început cu el, să scriem totul despre, sau ceva. Și în loc să le am aici cu mai multe articole în site-ul meu, să am o pagină Elton John totul despre și scriu acolo enciclopedia lui Elton John tot ce s-ar putea imagina pe tema lui. Deci una din metodele astea. Acum, problema care apare este de multe ori canibalizarea. În cazul lui Elton John, pot să am 10 știri despre Elton John care vorbesc despre lucruri diferite. Și atunci nu se canibalizează, pentru că, deși este tema Elton John, sunt abordări diferite. Dar dacă am rezultate bacalaureat 2014, ce se întâmplă e o chestie de genul ăsta. Acum suntem în aprilie și eu vreau să apar, când o fi iunie, iulie, vreau să apar primul la rezultate bacalaureat. Și mă apuc și scriu de acum primul articol. Rezultate bacalaureat 2014. Încă nu a apărut, dar noi vine spune. Și vine luna mai. Și ca să nu treacă timpul fără să producem noi ceva, scriem și în mai. Rezultate 2014. Încă nu a apărut. Și trece ceva timp și avem mai multe articole, toate pe tema rezultate bacalaureat 2014. La un moment dat se produce o canibalizare, pentru că Google o să fie în iunie și chiar au loc în rezultatele și Google o să zică, ok, avem 5 articole publicate pe aceeași temă, niciunul, eu nu-mi dau seama că Google totuși nu poate să știe care e conținutul lor și o să se întrebe, ok, pe care dintre ele ar trebui să-l pun eu primul? Și Google o să aibă întrebări. Și în momentul în care Google are întrebări, e posibil să spună un articol din aprilie în care tu tocmai anunțai. Și atunci, ca să eviți, dacă ar fi să scrii pe tema rezultate bacalaureat, scrii un singur articol și îl actualizezi constant și îl faci să apară tot timpul pe prima pagină la tine, adică tu un indexul articolelor, chiar dacă știrea e din aprilie, tu îl ții acolo pe prima pagină, ca Google să vadă că îi dai o importanță. Și îl actualizezi și adaugi noi informații și zici ce a mai zis ministrul și nu știu ce, și când au apărut rezultatele, le-ai actualizat pe ăla. Alternativa să publici 10 articole, unul după altul, rezultate bacalaureat, duce la faptul că la un moment dat Google o să se întrebe pe care să-l afișezi. Și tu, care cu intenția cea mai bună ai scris 10 articole, de fapt ai obținut un efect negativ. Pentru că ți-ai canibalizat chestiile și ai obținut un rezultat care... Încă un aspect. Ce se mai întâmplă când canibalizezi? Am 10 articole. L-am publicat primul în aprilie. Părinții, uite, o să apară aici, dați share, dau pe Facebook. După aia apare în mai. Și părinții zic, uite, iar un articol, aici o să apară, dați share. Și la un moment dat, ai către fiecare dintre ele, ai 10 share-uri. Nu era mai bine dacă aveai un singur articol pentru care să nu ai 100 de share-uri, că să zicem că nu-ți dau, nu sunt 100 de oameni diferiți. Dar poate să ai 30 de share-uri. E mult mai bine decât să ai 10 articole cu 10 share-uri fiecare, să ai un articol cu 30 de share-uri. Mult mai indicat, ăla să consolideze tot și pe ăla să lucrezi. În fine, și al treilea aspect pentru cuvintele cheie este repetiția. Am articolul, în sfârșit, am un articol pe tema rezultate bacalaureat și mă apuc și scriu, stai că nu era asta. Mă apuc și scriu de nu știu câte ori, repet chestia asta în mod obsesiv. Da, funcționa asta prin 2001, 2002, ceva genul ăsta. Au trecut mai mult de 10 ani de atunci. Cum fac ei? Scriu cu caps. Ăsta chiar cred că n-are absolut nicio importanță. Deci ăsta chiar complet inutil. Scriu cu bold și la început de paragraf. Deci trebuie să fie la început de paragraf cu bold și mare. Când e... Ce obțin? Dacă citesc, ăsta n-are niciun sens. N-are niciun sens în logica propoziției chestia asta. Culmea e că articolul e printre primele. Adică dacă nu mă duc și spun cuiva, uite, să nu faci așa, el îmi zice, uite, ce-am văzut, dar rezultate bat. Pe ce loc e? Pe locul 2. Păi tu nu știi ce vorbești. Păi știu. În fine, asta e un site care oricum obține o grămadă de link-uri și audita mai portalul și nu știu ce. Nu vă ajută foarte mult să faceți asta și evitați să faceți keyword traffic, care înseamnă să repeți lucrurile la nesfârșit. Am căutat serviciul telefon GSM, am obținut rezultatul ăsta. Nici măcar n-are prima pagină. Deci prima pagină e service GSM. Deci prima pagină e targetarea service GSM. Decodări GSM, iau toate variantele. Și mai sunt și pe aici. Și în afară de contact, și asta e iarăși interes de vânzare, dar în afară de contact, site-ul ăsta nu spune altceva decât service GSM, decodări iPhone și tot termenii posibil. Ce ar beneficia, ce l-ar ajuta, ar fi să aibă... Ok, care e problema că să faci un site doar cu ăsta? Toate pozele de aici, toate, absolut toate, sunt copiate. Google are algoritm, uite. Cum știe Google dacă poza asta există în alte părți pe internet? Doar tableta asta. Face stăți cu images. Da, dar cum, de exemplu, dacă eu iau poza și poza e atât, să zicem, la monitorul meu, și o fac atât, sau o rotesc,
Google cum zic sigur că își dă seama dacă e în aceeași poză mai mică. După dimensiuni. Există o istorie a imaginii de când a fost făcută prima oară și toate modificările, nu? Păi nu. Eu iau poza și pot să fac niște modificări super automate. Adică am luat 100 de poze, le-am dat la toate, o să-i dau crop. Poți să tai doar de aici și să scad să fie negru ăsta, să-l mai deschid un pic la culoare. Complet automat. Și totuși Google știe că e aceeași poză. Și, deci nu păstrez nimic, am grijă să șterg totul. Și dacă e poza asta, am închis-o la culoare, am tăiat ăsta, pot să, cu mici modificări, pot să mai micșorez un pic sau așa, tot își dă seama. Și dacă schimbi background-ul și culorile, tot își dă seama? Cum îi schimbi background-ul automat, că ai 100 de poze? Poți să faci la una, dacă te apuci și pictezi aici, numai că e diferită, dar cum faci la 100 de poze, în mod automat? Știu că pe Google Chrome are și opțiunea de a căuta... Search by image, dau clic dreapta pe o poză. Da, are abilitatea asta, ia o poză, o uploadez la Google și poți să caut după imagine. Apropo, e una din cele mai mișto chestii. Îți trimite cineva o poză, nu știi cine, dai search by image și îți afluează actorul. Dar cum îți dă seama Google de chestia asta? Pe conturul din poză? Ideea e așa, ia poza asta și ia niște puncte de aici, un singur pixel. Și le dă o notă. Ok, ăsta e un negru, aici, ăsta e un negru. Aici e un punct negru, aici e un punct negru, aici e un punct negru, negru, aici alb. Și ea nu trebuie să ia, deci, dacă ar sta să compare fișier cu fișier, ar obține niște chestii foarte mari, dar se cheamă fingerprinting. Ia niște puncte esențiale. Deci poza asta are foarte mulți pixeli, ia doar anumiți pixeli din toată fotografia respectivă și ulterior, când compară, compară doar punctele respective. Și nu trebuie să obțină matching 100%. El, tu chiar dacă ai poza asta și ai tăiat aici, a, ai punctele astea, e suficient, e aceeași poză. Și e foarte, foarte precis, pentru că în același timp e foarte precis și foarte ușor pentru ei să facă. Ei au doar câteva puncte și au o chestie foarte mică, n-au de comparat un fișier dita mai. Atunci lor le e foarte ușor să facă chestia asta. Se cheamă fingerprint. Ei, ăsta e site-ul. Ei pot să-și dea seama în principiu că toate pozele, absolut toate pozele de aici sunt de pe net. Tu ai service București în care repeți obsesiv cuvinte cheie și le boldezi și ai o coadă de contact. Site-ul ăsta nu aduce mare lucru pe internet. Acum ăștia sunt pe locul întâi, deci fac ceva bine, probabil link building. Dar ca idee, ce ar putea să facă mai bine site-ul ăsta ar fi să-și facă un blog, să-și facă propriile foto la produse, sau să facă video produse, sau să facă, să permite comentarii de la clienți. Sunt multe lucruri prin care poți aduce un conținut în plus. În orice caz, strict ăsta, da, e un site de vânzare, dar poți să faci mult mai multe lucruri decât chestia asta. Probabil ați mai văzut pe un site, e site-ul aici, și undeva, fix în partea de sus, niște cuvinte cheie scrise doar pentru SEO. Aici e un site cu mobilă la comandă și scrie aici cu fond mic, greu vizibil, mobilă la comandă. Ați văzut familiar? Mă rog, încercați să fiți atenți și posibil veți vedea la un moment dat. Deci intri pe un site și are undeva sus acolo o înșiruire de cuvinte cheie și e posibil, o sofisticare ăsta e să intri pe o altă pagină și să schimbe. În funcție de pagina pe care ești, să-ți înșire o listă de cuvinte cheie. Care e ideea cu asta? Să zicem că ăsta ar fi un articol pe un blog. Și îl împărțeam pe niște secțiuni. Și ăsta era secțiunea 1 și dădeam un titlu, ăsta era secțiunea, asta era secțiunea 2 și asta era secțiunea 3. Era o vreme când Google era incapabil să-și dea seama că ăsta e cu fond mai mare, deci aici e secțiunea 1, ăsta e cu fond mai mare, aici e secțiunea 2 și ăsta e cu fond mai mare și aici e secțiunea 3. Și ca să-l ajut, îi scriam, cum îi scrie aici, H1, heading 1, e primul heading, e cel mai mare. Ăsta e cu H1, ăsta e cu H1 și ăsta e cu H1. Și atunci era și cu fond mai mare și cu H1 și Google știa în momentul ăla că astea sunt niște elemente importante. Pentru că erau niște elemente importante, aveai poziționări mai bune în Google. Și atunci oamenii s-au gândit, hai să manipulăm asta. Și atunci ce au făcut? Au luat textul ăsta, l-au pus absolut ieșit din context. Deci aici scrie mobil la comandă, dar sunt site-uri care îți înșiră așa o listă de cuvinte cheie. Le scriu cu un font foarte mic, greu de văzut pentru vizitatori, deci tot efectul ăsta cu fonturi mari, mici a dispărut complet. În schimb, pun pe el H1. Și aici, dacă vă uitați, scrie H1 și aici e și o mică ironie. Ăsta trebuia să fie cel mai mare font din site și scrie aici small white. Adică, noi... Ok. Ok. Și ăsta e făcut special pentru Google. Problema e că e făcut pentru Google-ul total nepotrivit. Întoarcem în 2001 și ăsta ar funcționa foarte bine.
ne întoarcem în 2014 și Google știe foarte clar că ăsta e un font atât de mic încât e complet de ignorat. Și ce singurul rezultat pe care îl ai, de fapt, sunt două rezultate. Unul, că îi spui lui Google că tu cam faci spam și că vrei să-l manipulezi. Îi declari foarte pe față, că el își dă seama din asta. Și al doilea lucru e că îți enervezi vizitatorii. Tu ai aici un text care nu are nicio legătură cu absolut nimic. Adică are legătură, că ai pus niște cuvinte care au, dar în principiu tu n-ai vrea să fie textul ăla. Ți-e cam jenă, că de-aia îți scrie așa cu small, că nu prea are logică și tu ai vrea să-l tai. Dar nu poți, că l-ai făcut special cu dedicație pentru Google. Greșit, îți face rău, nu te ajută aproape la nimic. Ideea critică, am vorbit puțin. Deci, din punct de vedere SEO, situația e așa. Am scris eu un articol ăsta, l-am scris pe tema de diacriticelor, a avut ceva, nu știu ce, a mers. Și mă contrazic cu un tip pe un form, că nu contează diacriticele. Și când eram în punctul maxim să-i demonstrez că nu contează, mi-a zis, l-am provocat să-mi găsească niște keyword-uri și să... Mă rog, ideea de bază e că m-am înșelat un pic și între momentul în care am scris articolul și azi, am evoluat și eu un pic, nu numai Google, și contează. Adică dacă scriu mașină de spălat cu ș, așa, sau spălat cu ă, sau scriu masina de spălat, sunt unele diferențe. În principiu, diferențele sunt... Deci, la mașină de spălat nu o să vedeți aproape nicio diferență. Dacă scriu mașină de spălat indesit, care nu știu ce fac, ce, și am un termen mai lung, la ăla, da, contează dacă am diacritice sau nu. În principiu, însă, sugestia mea ar fi legat cu partea de SEO să le folosiți pentru că ajută la uzabilitate. Un text cu diacritice e mai ușor de citit. Dar oamenii, regula de bază în SEO, ei nu scrie cu diacritice pentru că îți afectează SEO și dacă scazi cu 2% din SEO, e atât de dezastru încât în niciun caz nu vrei să folosești diacritice. Care e, în principiu, o greșeală, dar are un sâmbure de adevăr. Dar pe ansamblu, iarăși, ar trebui să folosești diacritice, pentru că nu contează doar Google, contează și ca vizitatorii să aibă o experiență plăcută. Aici e un slash care trebuie să mai continue ceva, nu știu exact ce. Da. Mă rog, știu ce. Duplicate content. Duplicate content înseamnă așa. Am site-ul meu și scriu pe tema rezultate BAC 2014. Nu, n-am dat un exemplu. E o cameră video. Cameră video Sony nu știu de care. Și furnizorul când îmi dă produsul, mă ajută și îmi zice, uite, dacă vrei, ăsta e titlul produsului și asta e descrierea. Dacă vrei, pune la tine pe site. Problema e că nu numai eu import acea cameră Sony cu descrierea respectivă. O importă 100 de furnizori. Și la toți furnizorul nu o să stea să facă 100 de descrieri diferite. O să le dea un titlu și o descriere. La toți 100. E procesul și mai automat. Nu mai trebuie să dai copy-paste. O să preiei. Deci totul e super automat. Și acum oamenii caută la Google camera Sony, nu știu ce model. Și apar 10 rezultate, toate cu același titlu, toate cu aceeași descriere. Și Google stă și se întreabă, de ce ar trebui să-i dau un vizitator chestia asta? Adică sunt 10 rezultate, complet diferite site-urile, dar practic e același lucru. E un site, aceeași poză, că îți dă și poza de produs, aceeași descriere, același titlu. Și în disperarea lui începe să caute. Ce am găsit aici? Uite, am găsit un blog care scrie despre cadă. E cam nepieptănat blogul, nu-mi place, dar îl pun pe prima pagină, pentru că nu vreau să afișez 10 rezultate. Și am găsit o știre. Care mai știe, mai vorbește și despre alte 9 camere și știre că camera asta e cam ignorată. Dar nu contează decât să afișezi 10 rezultate, până acolo ceva. Ideea e că Google nu-i place aproape deloc să ai o primă pagină în care toate rezultatele sunt identice. Pe de altă parte, deci chestia cu no duplicate content, să eviți conținutul duplicat, are un mare sens și o mare legătură. E foarte bine să faci asta. Pe de altă parte, caz în extreme și zici, hai să evităm conținutul duplicat. Și atunci apare, de exemplu, cum e la blog, cu tag. Și am articolul și mai apare și un tag. E același articol care apare și în pagina articolului și în pagina de tag, care listează toate articolele. Și atunci ai conținut duplicat. Atunci ce facem? În niciun caz nu lăsăm să indexeze pagina de tag, pentru că duce la conținut duplicat și dacă Google vede același articol de două ori, o să vină sfârșitul lumii. Nu e... Deci, temerea e justificată, dar extrema până la care este dusă, că dacă ai același conținut de două ori, o să se întâmple niște lucruri absolut îngrozitoare, nu este neapărat. Și specific pentru WordPress, în opinia mea, aici dacă o întrebați 10 SEO-iști, o să obțină fiecare o zică da, nu, da, nu, da, nu. Nu e clar.
Dar opinia mea despre asta e că ar trebui să lăsați articolul în pace și în pagina lui dedicată și și în pagina de tag. Poți să-i spui lui Google, domnule, ignoră pagina de tag, nu vreau să o bagi în seamă. Eu îi spun, nu, eu își prea în seamă, dacă o să ai conținut duplicat, e problema ta, Google, descurcă-te. Eu le las pe amândouă. Sunt alții care spun să nu indexezi tag. Mă rog, ideea e că încercând să rezolvi o problemă, poți să dai în extrema de a... Și care e problema? Poate am un tag cu articole de top. Și ăla e un tag important și promovezi în multe locuri. Și eu zic, nu-l indexa. Dar tagul ăla cu articole de top, eu îl pun peste tot prin site. Și m-ar ajuta și Google ar trebui să știe de el. Dar eu zic să nu-l indexeze. Cumva se amestecă lucrurile. Am luat aici, am pus cu ghilimele, am căutat o descriere de imprimantă. Și aici erau toate rezultatele de pe prima pagină, sunt absolut identice și toate lucruri diferite. Deci aici e și o manie de două ori, dar mă rog, toate produsele de aici sunt absolut identice. Am căutat cu ghilimele. Ar trebui să eviți. Și dacă ai un magazin online cu 10.000 de produse, nu o să poți să scrii descrieri și titluri pentru fiecare dintre ele să faci fotografii. Dar dacă ai 1.000 de produse, 50 dintre ele sunt cele mai vândute. Fă pentru alea 50, îți ia câteva săptămâni, dar ai 50 de produse pentru care descrierea unică, fotografiile unice și alea merită promovate. Ok, am vorbit despre asta. Dacă sunt întrebări. Ok. Când cauți la Google ceva, orice cauți, el îți afișează în principiu trei lucruri. Poate să afișeze și altele, dar în principiu astea sunt. Ăsta este meta title. Meta title... Deci dacă ăsta e site-ul, meta title-ul nu apare nicăieri în pagină, dar dacă am un browser cu mai multe taburi, meta title-ul e ce apare în titlul tabului. Ăla e meta title. Se poate seta. Și ăsta e... Ăsta, aici îți apare... 95% dintre cazuri meta title. Dacă Google vede că, de exemplu, nu ai pus nimic sau ai pus ceva, deci el poate să ți-l schimbe. Foarte rar ți-l schimbă, dar există posibilitatea să ți-l schimbe. Îți prezint apoi și URL-ul. Uneori ți-l mai scurtează, mai face niște șmecherii, dar în afară de meta title îți mai prezintă și URL-ul. Meta title-ul e cel mai important element on page. Adică dacă ar trebui să intrăm în cum faci SEO, ăsta e cel mai important lucru. Chestia asta cu albastru, care apare în titlul tabului, e cel mai important element on page, cum îți faci site. Un alt element care e destul de important e meta description. Meta description-ul, iarăși, mă întorc la site-ul ăsta, nu e nicăieri vizibil în site. Este, în schimb, vizibil pentru Google. Eu pot să-i spun lui Google, uite, asta e pagina mea pe tema mobilă la comandă și pot să am o meta descriere care zice site-ul meu, mobilă la comandă.ro. Intră pe site în care, pe site în care poți să-ți comanzi mobila favorită la prețul de competitiv. Și scrie un text de genul ăsta. Sunt niște criterii, o anumită lungime, anumite lucruri de folosit. Chestia e că Google nu e obligat să ți-l ia. Și dacă la titlu, în general, îți ia titlu, cum îl dai tu, bun, rău, ți-l ia cam pe acela, la meta description, probabilitatea să ți-l ia scade destul de mult cu ce am introdus. Adică dacă tu ai un site cu mobilă la comandă și tu ai o descriere cu mobilă la comandă, dar Google vede că în textul din pagina ta a găsit exact ce am căutat eu, deci eu am un mobil la comandă și undeva vorbesc de short tail, să zicem, da? Ei, Google o să zică, ok, îți mulțumesc pentru meta descriere, e foarte bine scrisă, dar eu nu o să afișez. Eu o să-ți iau textul ăsta și el îți afișează aici, probabil l-am mai văzut. Când cauți ceva, în textul ăsta îți face cu bold, îți înroșează niște cuvinte și ți-a luat el un text exact din pagină, exact cu ce ai căutat tu. Așa. Acum, legat de întrebarea dacă contează meta description. Meta title-ul. Vreau că o cânt. Meta title-ul e foarte important. Adică, dacă eu am o pagină despre imprimante și o scriu un meta title că pagina e despre imprimante, Google o să zică, ok, asta e o pagină despre imprimante. Sunt destul de sigur, dacă a pus în meta title, e o chestie bună. Pe de altă parte, SEO-iștii, ceea ce au obsedat pe Google, au început să zică, ok, hai să manipulăm meta description și să scriem și în meta description, că era încă un loc de pus cuvinte cheie, hai să punem și acolo o înșiruire de cuvinte cheie. Și au început să pună. Pagina asta este imprimante, imprimante cele mai ieftine. Și un text de genul ăsta absolut odios. Și ca să nu se mai întâmple chestia asta, Google a zis,
în meta description, orice prezența unui cuvânt cheie nu te poziționează mai sus sau mai jos. Adică dacă eu mă apuc și scriu în pagina asta despre descriere despre meta despre imprimante, Google o să ignore complet acele referințe. În schimb, îmi va afișa textul și dacă eu am căutat imprimante și în meta descrierea mea se găsește cuvântul imprimante, o să mi-l boldeze. Chiar dacă apare de 5 ori, o să mi apare proeminent. Și atunci, da, are sens să am o meta descriere bine scrisă, meta description bine scrisă, să folosesc cuvântul cheie care mă interesează pentru că știu că o să mi-l boldeze, dar în același timp să fiu conștient că orice aș scrie acolo nu mă va poziționa mai sus sau mai jos în Google. Da. O las pe ea. Bine. Deci, până la partea cu tagurile, până la urmă, vin să pui câteva taguri atât de relevante sau să nu pui deloc? Unde să le pui? Unde să le pui? În articol. Dar unde să le pui? Tags. Da, fiecare. Sunt două lucruri diferite. Când scrii pe WordPress, ai o chestie care se cheamă tags. Da. Și îți generează, poate să-ți genereze, ce faci cu după ce ți le și afișezi, îți generează un norișor din ăla de taguri. Da. Și dacă faci click pe unul dintre ele, te duce la o pagină din asta. Cu tag, slash Elton John. Ăla are foarte mare sens și îți recomand să folosești și o chestie foarte mișto. Pe mine mă încurcă tagurile și prefer categoriile mai degrabă decât tagurile, dar tagurile din WordPress, în esență, sunt o chestie foarte bună. Poți să le abuzezi în sensul că dacă am un articol despre Elton John, să scriu Elton John, artistul Elton John, Elton John cântăreț, Elton John UK și toate... Asta e un abuz și am zis că nu contează duplicate content, dar dacă am cu Elton John 5 taguri care de fapt e un singur tag de fapt, acolo nu afectează duplicate content. Are sens să folosești taguri în WordPress pentru că le folosești pentru vizitator. Tu ai un norișor de taguri. Scrie Elton John mai mare, că l-ai folosit, că ai vorbit mai multe ori despre el, îți afișează o listă cu toate articolele, are un mare sens să folosești tag-ul în WordPress. Pe de altă parte, în WordPress, dacă îți pui un plugin de SEO, are o chestie, pune meta keywords. Și acolo e mare veselie și de ce ne recomanda să le folosești pe acelea? Pentru că dacă te duci la un deținător de magazin online, îi spui, puneți meta descriere pentru toate categoriile importante. Și el o să spună, n-am timp. Și te uiți în sursa site-ului lui și o să vezi că a pus meta keywords pentru toate produsele din site. Și asta, deci am întâlnit cazuri când aveau 1000 de produse și au pus meta keywords pentru toate produsele din site. Dar meta description n-au făcut, că le luam mult. Păi mai bine pui meta description, mai bine faci o descriere a produsului utilă, mai bine lucrezi la alte aspecte și ignori meta keywords, care oricum nu ajută nimic, dar când îi spui că e meta keyword doar pentru Google, oamenii au, hai să facem asta, că uite, e special pentru Google și o să apar mai sus. Ceea ce nu e productiv. Și dacă bolduiești un cuvânt în articol și îl pui și ca tag în WordPress? Da. Bolduirea, dacă are sens, deci dacă eu am pagina asta și vreau să-l atrag atenția că fulga mi-e foarte și îl scriu mai mare, normal că o să scriu cu bold și are sens să-l scriu cu bold. Dar dacă mă apuc și scriu, hai să vedem ce m-ar interesa. Păi m-ar interesa termopane, long tail și ăsta n-are sens. Și ăsta nu... Deci, atributul de bolduire a unui cuvânt are sens să-l folosești dacă îți ajută vizitatorii. Dacă îți ajută, folosește-l de câte ori vrei și în ce context dorești. Dacă îl faci pentru SEO, sfatul meu ar fi să ignori chestia asta. Nici măcar nu-ți face rău, poți să bolduiești. Doar că pagina ta o să devină enervantă. Și dacă am o mică experiență pe internet, o să citesc când a apărut rezultate BAC, e mai mare și cu bold. Păi nu mă irită chestia asta. Da. Cum putem rămâne up-to-date cu schimbările pe care le face Google? Trebuie să citești... De unde știi ce e relevant? Că primele rezultate spun numai ce că se făcea în 2001, 97... Eu recomand, caută la ghidul începătorului în optimizare pentru motoarele de căutare. Da, da, l-am descărcat, l-am citit și pe ăla și acum s-a schimbat iar. Adică nici ce spui tu, l-am citit degeaba. E, nu știu, o sursă unde se adaptează imediat sau... moz.com/blog și search engine land. Și Medcats, dar Medcats se zice perspectiva Google. Moz.
e util să știi perspectiva Google, dar eu nu mă uit. Cum vede Google? Sunt, da. Sunt reguli speciale, de exemplu, am citit undeva că... pentru conținut. Așa. Este reguli speciale, de exemplu, în primul paragraf să fie de un anumit număr de caractere sau să repeți un cuvânt principal din titlul de 5 ori pe parcursul textului, o reguli de genul ăsta care să conteze pentru clasare. Ok. Ai zis una, o chestie care era... Deci, legat de anumită frecvență, ăla-i keyword stuffing, ignoră. Dacă ai un articol pe tema rezultate BAC 2014, în mod inevitabil, fiind subiect de propoziție în gramatică, o să-l folosești de câteva ori. Nu poți să ai un articol de 5 paragrafe în care să nu menționezi care e subiectul. Și uneori subiectul va fi articulat, va fi la plural sau singular și o să obții niște chestii care sunt suficient de bune încât să nu merite să-ți bați capul cu asta. Deci legat de keyword stuffing intenționat, ignoră, pur și simplu scrie un articol util și pentru că e subiect din propoziție o să fie firesc. Asta e regula mea. Legat de întrebarea dacă e necesară o anumită lungime. Mă gândesc dacă am un articol. Deci, a făcut un studiu cei de la mos.com și au văzut care sunt cele mai share-uite, cele mai comentate și cele mai... share-uite, comentate și trimise pe e-mail sau fază din asta, bookmark, nu știu, tot felul de... Și nu era același, adică una era să comentezi, alta era să dai share, alta să pui, trimiși pe e-mail, alta era să printezi, tot felul de din asta. Aia printatul nu era, dar ceva de genul ăsta, vreo 3 criterii. Și la aproape toate, era pe la 1000 de cuvinte, care e mult peste ce recomandă în general un SEO-i, 3-4-500. Dar niște principii. Au observat că clipurile, articolele care au și un clip video sunt mai virale. Că articolele care au și o poză sau o prezentare slideshare, să dau next previous, sunt mai virale. Și ca principiu general, am văzut o chestie. Cu cât e mai lung, cu atât e probabilitatea să fie share-uit mai mult. Acum, principiul de bază ar trebui la o chestie de genul ăsta, ar fi, erau cei de la Diablo și întrebau când lansează Diablo 2 sau 3. Când o să fie gata. Adică, dacă ai anumite lucruri de spus, poți să le spui, regula mea e că dacă am un articol doar de un paragraf sau doar de 500 de semne sau nu știu ce, ăsta e tot ce am de spus. Și nu trebuie neapărat, hai să mă apuc să fac istoria cuvântului sau nu știu ce, ca să ajung la 1000 de cuvinte. Și n-ar trebui să te preocupi asta. Pe de altă parte, dacă ai multe lucruri de spus și tu știi că regula spune că optim în SEO e 3-500 de cuvinte, dar tu chiar ai multe lucruri de spus și ai de făcut un research și studiezi și nu știu ce. Sunt niște articole pe mos.com, e unul ceva de genul e-commerce, Holy Grail, Bible, nu știu ce, o chestie de genul ăsta are... Practic e o carte, nu e un articol și poate să scape browserul la câte de lung e și poate, nu mai ai memorie să-ți afișeze. Eu nu-ți recomand să te preocupe chestia asta și ți-aș recomanda să te preocupe cum scrii o chestie care îi primește share-uri, dar nu, nici asta nu e foarte bună, că sunt multe chestii share-uite care sunt de slabă calitate. Care sunt chestiile share-uite de audiența care te interesează? Ăsta e criteriul mai relevant. Că poate să fie o chestie share-uită și numai oameni care tu n-ai vrea să iei în audiența ta. Dacă pui un video și în articol descrii ce e în video din punctul tău de vedere, se mai uită lumea la ce scrii sau se uită la altul, pur și simplu, și închide articolul? Există vreo... Cred că depinde unde pui video. Dacă îl pui la început, se uită la video. Dacă îl pui la final, citește și se enervează când l-a văzut. Uite, o înregistrare despre cineva care a fost undeva. Imediat omul o să caute, eu fac așa, o să caut imediat, dacă în titlu este vorba despre un video, o să caut imediat video. Și mă uit. Sugestia mea e așa. Dacă ai o conferință la care ai un transcript și pui tot transcriptul, tot ce a zis omul ăla, o să am tendința să citesc transcriptul, că dacă mă uit că l-aud pe ăla, pe aud persoana respectivă vorbind sau citesc textul, e cam același mesaj. Pe de altă parte, sunt videouri și videouri și cei de la Moz au un video în care îți arată un whiteboard și fac niște desene și îți explică și nu știu ce. Și îi pun de sub video, pun și transcriptul. Dar nu înțelegi nimic, că ei zic că uite, te uiți aici și n-are nicio logică. Adică video-ul dacă are... Deci,
Dacă rolul videoului e doar să-ți arate un om care vorbește, în cazul ăla, da, are sens să citească omul transcriptul și să nu se mai uită la video. Dar dacă faci video cu niște elemente ajutătoare și nu știu ce unghiuri și nu știu ce zice și îți arată o poză și uite ce a zis și uite prezentarea și uite ce a... În cazul ăla o să se uite probabil la video. Încă un aspect. Depinde în ce stare e omul respectiv. Poate eu tocmai am mâncat și am jumătate de oră în care trebuie să mă uit, pierd vremea pe net. Mai bine dau play și stau pe spate și mă uit la un clip, indiferent dacă mă plictisește sau nu. Pe de altă parte, dacă am o treabă și trebuie să rezolv rapid și știu că era în clipul ăla ceva, nu o să stau să caut în clip, să dau din secvență în secvență până găsesc secunda în care zice chestia aia. Mi-e mult mai ușor să citesc transcriptul, citesc exact fragmentul și dau link la el. Deci sugestia mea ar fi, cauți, iarăși gândește la utilizator. Dacă crezi că audiența ta e avantajată de transcript și cel puțin aia care pot căuta rapid o informație în video, cel puțin aia sunt avantajați, atunci da, dă transcript. Dacă crezi că te dezavantajează că ai un transcript, că de fapt ei nu se mai uită la video, nu-l pune. Îți e atât de mult și în efort atât de mare să pui transcriptul, încât ar trebui valoarea intrinsecă, pur și simplu că l-ai pus, să fie atât de mare, încât da, merită să pui transcript aproape întotdeauna. Și nu cred că... Deci, cui se adresează, ai făcut un video și dai, dă play și se uită, cui se adresează? Un om care vrea să aibă o chestie, un semi-entertainment și într-o anumită stare, că se uită, că are o emoție, că nu știu ce. Lui chiar dacă îi dai textul scris, el preferă să se uite, să vadă video pentru că are un engagement, pe care nu-l ai cu alte media. Deci video îți dă o legătură cu cel care îți transmite mesajul, care e complet diferită decât cea care o ai pe care s-a dus la programat, care ai când citești text. Al doilea cel mai important. Asta e canalul meu de YouTube. Și o să vă dau niște concluzii pe care le-am tras eu din canalul meu de YouTube. Am sortat clipurile după cele mai afișate. Am vreo 1200 de clipuri, ceva genul ăsta. Și cel mai vizionat e un clip făcut de altcineva. Cred că am 10 sau 20 în tot canalul. Deci primul cel mai vizionat l-a făcut altcineva. A făcut un clip de prezentare care era newsworthy. Adică era un service care au luat un logan și au tăiat parte din spate și l-au făcut decapotabil. Și a fost o știre la televizor, nu știu ce, și a fost o chestie, Logan decapotabil lansat de autocanon. Și i-a făcut un clip și a fost, are ceva afișări, are vreo 20.000 de afișări. Concluzie. Clipul are 20.000 de afișe. Cât credeți că s-a uitat până la sfârșit de aia? Ce durată are? 2 minute și 4 secunde. Poate tot. 2 minute se... Ok. Ăsta e clipul. Aici e 100% și aici se ajunge până la vreo sub 30%. Și are o cădere la început, adică se lămuresc cu stai că nu asta voiam să începe muzica, nu știu ce. Și aici se taie brusc și după aia începe și tot scade, că e firesc, nu are sunt în față, merg, oamenii nu se uită de la secunda. Așa. Asta e o conferință. Aici e și mai abrupt la început, dar dacă a rezistat până aici, sunt șanse destul de mari să până la sfârșit. Aici e o melodie, se lămurește aici ceva timp și ajunge până pe la 25-30%, ceva genul. Deci, și dacă rețineți asta când vedeți un clip, că scrie atâtea afișări. E o probabilitate ca, de fapt, să fie mult mai mică ce vreți. În funcție de ce ar trebui făcut un clip care să fie vizionat la sfârșit? Sau ce ar trebui să urmărim? Ce ar trebui să faci e să te uiți întotdeauna la chestia asta. Deci nu ar trebui să urmărești. Uite, legat de cât de lung să fie un articol. Zice Seth Godin că... Seth Godin, știți vreo simție. Zice Seth Godin că... Dacă scriu un articol scurt, o să atingi o masă mai mare de oameni, că mai, e o probabilitate mai mare să-l citească până la sfârșit. Dacă scriu un articol foarte lung și detaliat și nu știu ce, o să atingi o masă mai mică de oameni. Problema e că...
Aia care atingi mulți nu sunt audiența ta. Pe tine te interesează și scopul tău sunt fix oamenii ăștia care ajung până la sfârșit. Sau, să zicem, nu până la sfârșit, dar... Deci, dacă tu ai un articol foarte bine documentat și bine scris și ai muncit și l-ai făcut, oamenii care chiar îl citesc, ăia te interesează cel mai mult, că ăia sunt engagement, au engagement, sunt fans, nu știu ce. Uite să vă zic o chestie. Era... Vă sunt familiare textele de genul cumpără nu știu ce carte și îți arată o pagină lungă așa și zice uite, cartea asta mi-a schimbat viața, dacă cumperi o să câștigi la loto și mai dai un pic, cumpăr acum. Și mai vezi niște testimoniale și o pagină foarte lungă. Vă sunt familiare? Da. Microsite-ul. Da. El a făcut unul pe un site de genul ăsta, a pus un clip. Și a pus un clip de o oră, în care un tip vorbea foarte, foarte, foarte plictisit. A făcut un site din ăsta în care nu spunea mare lucru și era la un moment dat, uite clipul, dacă vrei să vezi cum câștigi la lot, nu mai știu, era o temă de asta. Și era o oră și nu puteai, era, la YouTube poți să dai aici. La clipul ăla nu puteai să dai nici înainte, înapoi, dacă îl oprei, trebuie să uite la capăt. Și mi se pare foarte amuzant. Și era o oră și era un tip foarte plictisitor și vorbea încet așa și monoton și te uitai acolo o oră. Și la sfârșit îți zicea ce trebuie să faci, dar până la sfârșit nu știai. Și pare împotriva tuturor chestiilor, adică de ce? Dă-i acolo repede, buton de comandă, cumpără acum și nu știu ce. Problema e că dacă comandă și nu știe ce a făcut și nu e interesat și nu e engaged, ai o mare probabilitate de insucces. Adică îți trimite produsul înapoi, sau ți-l comandă, dar nu ți-l mai ridică de la poștă, sau îl comandă și trebuie să facă totuși ceva, că nu poți să faci chiar nimica, și de fapt el nu era motivat. Dar dacă e omul care a făcut chestia aia, a zis, doamne, stai o oră și aia care stau o oră și chiar se uită acolo și trebuie să recunoști că sunt un pic așa țăcăniți, oamenii ăia au o super motivație dacă tu le ceri după aia să cumpere un produs de $200 și să nu știu ce să facă și să depună mare efort, oamenii ăia chiar o să facă. Și aia e audiența ta, oamenii care au depus un mare efort. Și se aplică inclusiv la clipuri și așa. Oamenii care ajung până la sfârșit sau, mă rog, se uită la mare majoritate și trimit clipul și îți mai uit odată și ăia te interesează pe tine cel mai mult. Chiar dacă, aparent, uite câți oameni am pierdut. Nu, pe tine te interesează oamenii pe care i-ai câștigat totuși până la urmă și mai intră odată și salvează și se abonează și nu știu ce. Asta e audiența ta de bază și ăștia sunt motivați și o să mai vină și... Și atunci scopul nu e să cum să faci să uită toți. Că dacă ajungi așa, faci un clip de 5 secunde, că numai n-ai timp nici să închidă browserul, în care arăți niște chestii care s-a plăcut șocante, cât efectiv e fascinant. Dar nu e asta scopul. Tu vrei o audiență și ăștia te interesează. De ce începe la 120%? Așa face YouTube-ul, că, ca, nu știu, ca, nu știu. Pentru așa scara de 30%, 60%, 90%, nu, și începe de undeva între 90-120%, parcă de la 100%. Da. Începe, da. Eu greșeam. Așa face YouTube. Dacă aveți întrebări de SEO, că o să termine ședința asta foarte repede și o să mai avem ceva timp. La ultima o să am mai multe de zis, dar... Dacă mai aveți întrebări legate de SEO acum, e mai bine decât la sfârșit, că o să ne divagăm la sfârșit. Eu așa v-am întrebat legat la practică. De exemplu, a fost festivalul George Enescu și cei de la Adevărul, cred că cu o lună înainte, la fel începuseră să scrie, dar nu neapărat același lucru, ci pur și simplu. La festivalul George Enescu o să vină nu știu cine, povestea despre persoana aia, cea mai potrivită că programul o să fie nu știu care, iar și mereu chestii noi, dar legate de festivalul George Enescu și ei practic făceau asta, că atunci când chiar începe festivalul și oricine caută orice legat de George Enescu, să apară ceva de pe site-ul lor. Adică e ok ce au făcut ei, practic vedeau că nu era același conținut, era diferit. Bun. Dar au început cu ceva timp înainte ca să... Acum când m-am gândit la asta, îmi dau seama că în SEO nu e un lucru pe care trebuie să-l aplici, ci mai multe. Tot răspund la întrebări. Și așa. Aici sunt trei lucruri care se aplică. Un lucru care se aplică e că contează, dacă eu am un articol despre George Enescu, dar n-am mai scris niciodată pe tema asta,
Google vede că site-ul meu nu are nicio legătură sau nu prea a avut legătură până acum nici cu muzica clasică, nici cu conferințele, nici cu ateneu, nici cu nimica. Și mă apuc eu și am scris un articol. Da, dacă primesc share-uri și like-uri și oamenii trimit mai departe și e promovată și citesc cu oamenii și au engagement și așa, da, o să apară știrea sus. Dar în condiții standard în care e un articol ca oricare altele, Google o să zică, uite, site-ul ăsta a scris până acum electronică, tehnologie, muzică, muzică, nu știu ce, și brusc e despre festivalul George Enescu. E nu prea e relevant, pentru că site-ul în ansamblu nu e relevant. Deci un aspect e că făcând chestia asta, i-a ajutat. Un alt aspect e canibalizarea. Probabil n-au făcut canibalizare, dar există un risc să faci canibalizare dacă toate titlurile încep cu Festivalul George Enescu. Și Festivalul George Enescu când începe? Festivalul George Enescu și 20 de articole numai. La un moment dat obții canibalizare pe tema asta. O altă chestie... asta. Așa. Team content. Dacă chiar ai o chestie de scris despre Festivalul George Enescu și e newsworthy și vrei să o spui și vrei să o transmiți, da, am produs o știre despre Festivalul George Enescu, oamenii o citesc, se uită, dau share, uite ce le-a plăcut, nu știu ce. După aia mai produc una și tot așa și un interes constant. Dar poate eu trebuie să scriu, că mi-a zis șeful să scriu ceva, câte avem? 500 de cuvinte. 500 de cuvinte. Avem aici și un spațiu. Și a doua zi, iar 500 de cuvinte. 500 de cuvinte. Și la un moment dat, după ce am vreo 2-3, mi s-au terminat absolut toate temele pe care le știam eu din lipsa mea de interes și mă apuc și scriu și bat câmpii. Și mă apuc să am 20 de articole pe tema George Enescu, dintre care am vreo 2-3 care sunt cât de cât mediocre și restul sunt absolut execrabili. E, chestia aia ziceam că era o chestie mai devreme cu team content și că atâta știu să scriu. Eu pot să scriu și mai bine de atât, adică eu chiar dacă scriu 20 de articole și nu mă interesează subiectul și nu am experiență și nu am o listă de criterii după care le scriu prost și poate le îndeplinesc, ăla e team content. Dacă nici măcar nu-mi dau interesul, în mod sigur e team content. Și atunci nu merită să scrii 20 de articole doar așa, hai să umplem spații. Ultimul aspect pe care l-ai zis, care vreau să-l zic eu, e short tail și long tail. Adică, despre, că ai spus că scrie despre toate subiectele, că până la urmă o să caute toate temele. Și așa. Dacă cuvântul cheie și esența e Festivalul George Enescu și Festival la Ateneu și Muzică Clasică 2014, să zicem că astea ar fi niște termeni importanți, ăștia sunt short tail. Sunt niște termeni Festival Enescu sau George Enescu. Sunt, de obicei, din puține cuvinte, cum ar fi laptopuri sau magazin online sau pantofi sau chestii de genul ăsta, unu, două cuvinte, Festival Enescu, George Enescu, muzică clasică, o chestie de genul ăsta, ăștia sunt short tail și sunt foarte competitivi. Pentru că pe oricare din termenii ăștia, sigur au mai scris și alții mulți și majoritatea dintre ei vor ca și tine să fie primii. Și atunci e o mare bătaie pe short tail. Cu ce scriu mai lung, cu ce, când încep să am 4-5 cuvinte, e medium tail, Festival Enescu, bilete online, ăsta încă e... Încă e competitiv, dar pot să zic Festivalul Enescu, locuri libere. Și ăsta nu prea au scris mulți despre ei. Sau, mă rog, regăsesc cuvintele, dar eu dacă scriu un articol doar pe tema cum găsești locuri libere la Festivalul Enescu, ăsta e foarte relevant și am șanse mari să apar prim. Și în fine, long tail. Adică, 20 sau 25% din căutările la Google din fiecare lună n-au mai fost făcute niciodată. Adică, oamenii caută la Google, unul din patru, n-a mai fost niciodată căutat toată istoria Google, Google n-a mai văzut asta. Nici n-ai cum să optimizezi, n-ai ce... Deci, dacă vrei să optimizezi pentru tot ce se caută pentru Festivalul George Enescu, trebuie să pur și simplu să ai el cu brațe să scrii acolo despre orice temă, în speranța că printre cele 25% din căutări care le-au scris oamenii, se vor regăsi și cuvinte pe care le folosești tu. Și atunci, asta e o chestie foarte tare. Deci, un mare procent din căutările care se fac în fiecare lună la Google nu au fost făcute niciodată, nu sunt statistici. Ăla e long tail, merită să scrii pentru ele, dar tot timpul de avut atenție la team content. Adică dacă te apuci doar să scrii, hai să completăm, să îmi fac un număr de articol, de număr de cuvinte, ca să scriu acolo, să umplu cât mai mult long tail-ul și să am acolo spațiu un pic mai bine, nu te ajută foarte mult. Și atunci, să zicem că vrei să optimizezi un site. Sugestia mea este să începeți cu long tail și vă apucați și scrieți niște cuvinte
niște articole, de exemplu George Enescu. Mă apuc și scriu câteva știri, un articol, nu știu ce. Trece ceva timp, încep să obțin niște poziționări, că oamenii au dat share, au dat like, încep să obțin poziționări pentru termenul respectiv. Mă apuc și scriu niște articole cu Medium pe el. Bilete online festivalul Enescu. Alți termeni de genul ăsta. Mai trece ceva timp, încep să mă bat pentru short-time. George Enescu. O să-mi fie greu și probabil inițial voi ajunge pe 10 și va fi foarte greu să ajung pe 9 și tot așa. Dar asta e regula. Începem de la long tail, lucrăm pentru termeni care sunt complexi și creștem spre medium tail și după aia spre short tail. Dacă vreți mai întâlnesc. Atunci luăm o pauză. Da, vreți să trecem? Bine. Pauză. Cât ceasul? 5 și 6 minute. Vă mulțumesc pentru pauză. Am ajuns la ultima parte a prezentării. În ce spus trebuie să termină și jumătate. E ok dacă luăm pauză? Da. Cu ce spune? Nu cred că e mult mai devreme decât ce... Eram cum să umple timpul, n-am făcut nici jumătate de oră. 5-6 de timp. Așa. Take us. O să vorbim niște lucruri pe care ai vrea să vi le spun. O să vi le spun în 90-10 minute. Cum faci bani online? O să vă zic soluția pe care o vorbim. O să vă întreb. Deci, în opinia mea, o metodă ok de făcut să vă faceți un site de afiliere. Vă e familiar ce înseamnă afiliere? Da. Ok, pentru cei care au zis nu. Sunt mai multe metode de a monetiza. Eu pot să-mi fac un site și pun niște bannere și să zicem că le afișez pe toate paginile site-ului. Orice persoană intră la mine în site, pun un banner pe toate paginile site-ului. Câștig bani la 1000 de afișări, de exemplu. Sau sunt metode la plata la click. Dacă oamenii fac click pe banner, eu câștig niște bani. Dar există o metodă de monetizare care se cheamă afiliere. Anume, eu pun o reclamă la mine pe site, când cineva face click pe reclamă, îi plantez în momentul ăla un cookie în calculator și pe o anumită perioadă, care poate fi de la, de obicei, una, două zile până la 30 de zile, variază, orice cumpărătură face de pe site-ul căruia eu am făcut reclamă, orice cumpărătură face în toată perioada respectivă, eu primesc comisiuni din vânzare. Dacă eu am site, am banner, a făcut click, n-a cumpărat nimeni nimic, n-am câștigat niciun bani. E un mare risc că pot să, dacă îmi pun niște reclame care n-au nicio legătură, oamenii să facă click, o să te uite, wow, ce mașină frumoasă și scumpă. Foarte frumoasă și foarte scumpă. Și nu o să cumpăr niciodată. Sau pot să eu am o anumită nișă și să, de fapt, reclama să fie pe altă nișă sau diferite alte metode. Dar dacă mi-am ales foarte bine și nișa și se potrivește foarte bine cu ce se cumpără, am o mare probabilitate să obțin venituri. Și veniturile sunt la vânzări. Adică dacă am vândut de 100 de lei, am un comision. Dacă am vândut de 1000 de lei, am un comision de 10 ori mai mare. Soluția mea ar fi să vă alegeți un sistem de afiliere. Să vă documentați un pic, pentru că fiecare are anumite particularități. De exemplu, EMAG are cel mai mare site individual care face afiliere din România. EMAG, dacă puteți să vindeți produse de pe EMAG. EMAG fiind atât de mare, nu are sens să vindeți EMAG la ansamblu. Vă alegeți o anumită nișă și vă faceți un site pe o anumită nișă și vindeți doar produsele din categoria respectivă și de documentare. Și după ce v-ați ales un sistem de afiliere, vă căutați un produs. Faceți research să vedeți care e concurența. Și dacă găsiți un produs care nu are nicio concurență, e un mare semn de întrebare că alții nici măcar nu au fost interesați de nișa respective și nu vreți să fiți acolo. Ideal ar fi să fie un... Dacă căutați să luptați pe laptopuri, e supra-saturată piața. Poate pe prăjitoare de pâine nu e nimeni. Și undeva trebuie să găsiți undeva unde să fie mediu. Pentru că dacă nu e nimeni, nu e nicio concurență și înseamnă că oamenii nu sunt cumpărat atât de mult și chiar nu există nici interes. Și undeva trebuie să fie mediu. Trebuie să vă cumpărați domeniu și hosting, să vă faceți un site pe WordPress, care e o treabă un pic tricky. Vă apucați și testați produse, puneți link și apoi cum testați produse. De exemplu, scrieți despre prăjitoare de pâine. Deci trebuie să fiți creativi. Nu știu, trebuie să găsiți soluții prin care puteți face teste și trebuie să aveți produsul în mână și să scrieți și să... Puteți să, de exemplu,
puteți să avea un parteneriat cu un anumit magazin și spuneți, eu o să fac un site de afiliere doar cu tine, trimite niște produse să testez, ți le dau înapoi după ce le folosesc și, în schimb, site-ul va fi doar, voi vinde doar produsele la tine din site. Sau trebuie să găsiți un sistem prin care puteți testa produse. După ce începeți să faceți asta, o să trebuiască să faceți în paralel în același timp. Newsletter, prezență pe rețele sociale, AdWords, o să vorbesc despre remarketing, să faceți conținut, adică să scrieți un blog, să vă creați o comunitate și să citiți despre cum să faceți internet marketing. Și după ce începe site-ul să aibă succes, vă deschideți un PFA și până acum banii îi primeați un voucher de la site-ul respectiv și dacă scrieți despre prăjitoare de pâine, vă cumpărați 20 de prăjitoare de pâine pe care le vindeți la, pe ocazii ca nou și sigilat și luați 90% din bani. Și e suficient de bine. Dar după un timp nu puteți scala asta, că nu puteți face asta la infinit, faceți un PFA și primiți banii în cont. Dacă totuși nu aveți succes, ați învățat o grămadă de lucruri. Cam asta e metoda pe care aș recomanda-o. Eu n-aș face-o în sensul că nu mă pasionează foarte mult. Ideea e că la un moment dat devine mult prea repetitiv. Testezi aceleași produse, mi-e greu să explic, dar ideea e că la un moment dat se repetă lucrurile fenomenal de mult și nu doresc asta. De telefoane, spre exemplu, că telefon super ieftin, ca și cum ar fi la mâna a doua, și când ai click pe link, îți intră pe eMac. E o chestie de gen? Când eMac și-a introdus afilierea în România, au apărut la un moment dat reclame la pe Facebook, era reclamă la camere foto. Și făceai click și zicea că link-ul e invalid și după aia treceai la homepage. Și eu eram ferm convins că eMag își promovează propriul site pe Facebook și l-am scris la eMag de multe ori, nu înțelegând, vedeți că nu vă merge link-ul, aveți o problemă. Dar ce se întâmpla de fapt era în felul următor. Reclama putea să fie la absolut orice, tot ce trebuia să mă convingă era să fac click, ăsta era singurul lucru care interesa. Putea să scrie acolo absolut orice. Când am făcut click, mă trimitea la eMag și implanta cookie-ul, în momentul ăla, instant. După aia, efectiv, nu-i păsa de mine. De-aia mă trimitea la un produs care nici măcar nu exista. Nu-i păsa dacă cumpăr sau nu. Pentru că eu aveam cookie-ul plasat și orice cumpăram timp de o anumită perioadă, de pe eMag, vânzătorul ăla lua un comision. N-am muncit absolut deloc, în sensul că n-avea nicio relevanță, era total ieșit din comun. Tot ce a făcut era să planteze cookie-ul și la 100 de oameni, 5 cumpărau. Arhi suficient pentru nevoile lui, cu un cost foarte mic, a câștigat. Deci, întrebarea era dacă e... Da, deci am spus? Puteai să dai control Shift H și să trageai cookie din Chrome. Și îl trageai în consolă, să trageai și tu datele de logare în contul. Da. La ce vreau să întreb? Ce treabă au site-urile ca două parale, site-urile de afiliere? Cum adică cum scoți banii în afiliere? Doar te pun în contact cu persoana sau te afiliezi site-ul lor și site-ul lor e afiliat la site-ul care? E cred că au mecanismul din spatele afilierii. Da, exact. Deci, eu să zicem că am un magazin online și aș vrea să pun afiliere. Ca să fac eu propriul sistem, eMag și-a făcut propriul sistem, Altex și-a făcut propriul sistem. Dar sunt niște uriași. Dacă eu am un magazin Mititel, ca să-mi fac eu propriul sistem și mai ales să conving afiliații să se înscrie ei la mine în site, în sistemul de afiliere, e o treabă foarte complicată. Două paralele, și foarte complicate să reușesc să instalez sistemul de afiliere, plus că e complicat să administrezi. Și două paralele zice așa, tu ai magazin online, tu vrei să promovezi site-uri. Hai să vă pun în legătură. Îi dau magazinului online platforma, ție îți dau o semi-garanție că o să fii plătit, te ajut să îți primești banii, intermediez chestia asta și mă opresc cu comision. Asta funcționează două paralele. Ce altă metodă? Nu, asta e unica. Altă metodă. Îți dai seama, tu să faci multe. Asta chiar mi se pare ok. Oricare dintre ei, vrei să faci newsletter? Poți să faci bani din newsletter. Sunt multe metode prin care oricare dintre ele, luate la curica, poți să-ți faci un magazin online. Poți să
împletești sau nu știu ce și să vinzi produse. Sunt foarte multe metode. Mie asta mi s-a părut ok să vă recomand. Încă o chestie. Termenul de magazin virtual. Și scrie aici cum faci bani online. De fapt, nu prea lucrurile nu sunt online. Că tu chiar vinzi niște produse și chiar se întâmplă niște lucruri offline. Adică nu e tot o tranzacție totală. Și ce vreau să spun cu asta e că online e doar mijlocul prin care te pune în legătură. De fapt, tranzacția e cât se poate de offline. Online e doar un intermediar. Și magazin virtual e un termen greșit, zice Liviu Taloi. Pentru că, de fapt, e magazin online. Că el e cât se poate de real magazinul ăla, doar că îți vinde printr-o platformă online. Dar nu e virtual, e real. Ok. Ce vi se pare vouă tare în online, dacă vreți să recomandați aici? Chestii tare în online. Chestii tare în online. Nu știu ce vă impresionează. Poți fi orice. Stambulapan.com. Multitudinea de rețele sociale. Ce? Multitudinea de rețele sociale. Banii care se fac cu urmă. Da. Volumul de informație. Adică poți să te reprofilezi gen într-un an, găsești orice și dacă eu mâine vreau să mă fac apar la mână. Nu știu. Pantofar, poți să fac asta, găsi niște tutoriale online. Mm-hmm. Asta mi se pare foarte mișto, că avem puterea să devenim orice, să învățăm orice. Tranzacții prin Bitcoin. Să vorbesc pe ele? Ce? Vă știu despre ele? A, nu, trebuie să vorbesc mai multe despre ele. Nu. Am un amic care zice de ani de zile și după, acum zice vezi, mă, vedea, ți-am zis, dar tati e mai luat și tu, gen bogat. Eu vă recomand așa. Dacă orice site aveți, blog, nu știu, ce e legație cu Google Authorship? Cum apărea Ionuț Munteanu când l-am căutat pe ce apărea poza lui acolo în lista de... Orice blog, orice nu știu ce, legație cu Google. De foarte tare... Deci poți să fii pe locul 9 și tu apari cu poza ta acolo și atragi mult mai multe clicuri decât ăla care e pe 5, de exemplu. Adică, nici măcar, îți ia 5 minute citit, implementat absolut totul, îți ia 5 minute și ai niște rezultate fabuloase. Pe marketing, care înseamnă cineva intră la tine pe site, o să vă zic că Cristian Ignat despre asta, foarte clar. Intră cineva la tine pe site, îi plantezi un cookie, după aia îl urmărești pe tot internetul cu reclama la site-ul tău. E absolut fabulos, foarte enervant. Eu am adblock, nici nu văd. Mi-am pus adblock când am început să văd din asta. Dar e foarte performant pentru că vizitatorii, mai ales cei care nu se pricep cât de cât, au impresia că tu ai bani să cumperi reclame pe toate site-urile alea. Și rămân, mamă, ce site am avut eu norocul și inspirația să intru. Chiar e un site foarte tare. Și... Da, cel mai tare e că am intrat la MOS, nu mi-am făcut cont, bineînțeles, nu mi-am făcut cont și pe urmă urmărea pe stop pe internet. Olivian, nu ai contul făcut, nu vrei, mi-am pus newsletter personalizat. Asta înseamnă că dacă un vizitator are cont la voi în site, puteți să-l urmăriți de genul. A intrat la voi în site și vedeți că a văzut 3 produse. Puteți instant să-i... și după aia a ieșit. Puteți instant să-i trimiteți un newsletter, hei, am văzut că te uitat la astea 3 produse. Ce zici dacă ți-l prezentăm pe al patrulea care a intrat în stoc săptămâna trecută și să-l dăm un 5% mai ieftin? Sunt multe chestii de genul, am văzut că te-ai uitat la pantalon, bej, cămașă, bej, uite ce zici să-ți prezint nu știu ce pantofi care se potrivesc cu asta, sau să-ți dăm promoție, te-ai uitat la astea 2, bun, și ai stat mult, că am văzut eu că am numărat timpul. Îți dăm promoție 5% la astea 2 la care te-ai uitat tu. Stoc la mici. Adică am primit recent, am intrat pe majoritatea modelului de Samsung pentru un prieten și pe YouTube mi-a apărut că hei, ai văzut modelul ăsta de telefon și nu l-ai cumpărat. Sau când aveam studii de Bosch și nu termin
același principiu, poate să meargă practic infinit. Orice chestie te urmărească. Scuze. Și WordPress. Dacă vreți să optimizați un site SEO, nu știu ce, WordPress. Am tot zis că nu contează. Vă zic acum că dacă vreți să faceți să fie ușor, puneți WordPress. E un site de prezentare, blog. La magazin online nu e ok. Dacă vreți un magazin online și cu timpul va crește, nu e ok să puneți WordPress, dar pentru un site de prezentare, blog, foarte ok. Și v-am dat niște plugin-uri. Putem să vă zic de redirection. Redirection, am un articol și schimb URL-ul. Și dar înainte să-l schimb, l-am trimis la toată lumea, are un an de zile, după aceea vreau să-i schimb link-ul. Redirection, în mod automat, fără să fac nicio setare, orice vizitator de la vechi URL e trimis la nou URL. Și socializer, mă rog, cred să nu-s așa. Cum înveți eu? Ok, on page. Deci dacă vreți să învățați on page cum îți faci site-ul, lecturi și practică. Nu v-am zis aproape nimic azi, pentru că nu prea ai ce să, nu am ce să vă zic. Adică dacă vă zic acum și nu aplicați săptămâna asta și după aia nu repetați, uitați tot. Și nu am vrut să fac așa. Off-page. Aici e de testat și se schimbă lucrurile și canalizări și tot felul, dar în principiu o chestie foarte tricky a SEO-ului, pentru că fie e dificil să faci conținut, fie să manipulezi făcând directoare, comentarii, nu știu ce, și pe termen lung îți afectează rău site-ul, în rău. Fie persoasiune, dar nu poți să scalezi. Adică poți să-i rogi de ceva, să-ți dea link, nu? Nu poți să-i rogi 1000 fără să-i enervezi. Și în fine, pe partea de rețele sociale, în principiu trebuie să practicați. Dacă ai blog, faci, înveți, citești. Metode de link building, o metodă, vedeți site-urile astea trei dacă vreți să studiați concurența. Să rețineți că șmecheriile, în principiu, la un moment dat, sunt detectate de Google și nu vreți asta. Și când vedeți o oportunitate, să striți pe ea, dar, în principiu, piața e așa ultra saturată de oportunități care au fost exploatate, dar pot apărea. Deci asta să utilizez. Și astea sunt trei site-uri care, dacă introduci acolo un URL, îți arată site-urile care dau un link către site-ul respectiv. Primul e de la Moz. Ok, îl mai las asta dacă aveți întrebări. Asta e ultimul site. Ce? Vreau să întreb dacă contează și cât contează faptul că ai un cont de Google Plus. Da, ți-am spus. Deci, în principiu, dacă mă întreb dacă apar mai sus sau mai jos în Google, nu prea contează. Îți apare poza aia și aia mi se pare cea mai tare chestie. Are acolo un 2%, dar la cât contează, mai bine faci Facebook și YouTube și altele care chiar contează. Sau faci efectiv ceva care... Deci, dacă faci ceva doar pentru Google, la un moment dat o să ai tendința să sari etapele. Punem niște link-uri, dacă le puneai pe Facebook, uite-ți comenta, aveai like-uri, pe Google Plus vorbești singur. Acolo, la un moment dat, începi să pui și niște link-uri, că oricum vorbești singur. Cum se face SEO la YouTube, Facebook, chestii de genul? E o întrebare foarte complexă și foarte tehnică și nu pot să răspund acum. Nu știu, să e... Cauți pe net, how to, dar nu pot să-ți răspund, că nu e un singur lucru. Foarte bine. Are da, se face. Da. De exemplu, sunt o grămadă de clipuri YouTube care sunt foarte prost optimizate și care au zeci de milioane de view-uri pentru că oamenii au dat share. Adică, eu fac SEO la ale mele și sunt o grămadă de clipuri de ale mele cu 5-10 view-uri. It only helps you so much, adică nu are limitări. Zicem că nu ai recomandat WordPress pentru magazinele online și aș fi curioasă ce platformă ai recomandat. Mi-e o întrebare deschisă. La magazinele online contează foarte mult, sunt atât de multe lucruri specifice, încât nu există o chestie generală, pentru că omul nu vrea ultimele produse. Vreau ultimele produse și în același timp cu o grămadă de criterii. Și
n-am un răspuns. Sunt oameni care folosesc și WordPress ca e-commerce, dar eu nu prea recomand. Mai e Magento, mai e Content Speed, mai e OpenCart, dar sunt foarte multe și mi-e greu să spun că folosește întotdeauna aia. Poți să folosești inclusiv WordPress, dar acolo e de făcut o analiză. Și dacă te bagi într-un magazin online, ar trebui de răspunsul să nu fie a folosește WordPress, că întotdeauna e cel mai bun. Nu e așa. Răspunsul e că depinde. Da, e răspunsul unui consultant tipic. Da. Depinde. Cum ai putea să convingi un client să nu investească în AdWords și să investească în SEO? Are Red Fishkin un grafic în care arăta impactul SEO și arăta cheltuielile cu SEO, bugetul alocat. Și era bugetul alocat, era 10-20%, dar ceva genul ăsta, mult mai mic și față de rezultatele și beneficiile ale de SEO. Deci cam ăsta e aș spune. În principiu, fața când mă apuc și zic ce e SEO, e așa. Muncește acum, mai încep rezultatele peste câteva luni. E un efort care nu se termină niciodată. E enorm de costisitor. Și trebuie să-l faci. Și vine Edward și zice, dacă mâine dai 10 lei, ai rezultate mult mai mari decât 10 lei. Și pui astea două în balanță și o să observi că e mai ușor să vinzi pe PC. Da? Da. Nu cred că, în primul rând, nu cred că sunt complementare. Cred că 3 luni până obții rezultate în SEO, dacă nu ai niciun rezultat și nu vinzi nimic și doar aștepți că peste 3 luni o să-ți vină rezultatele din SEO, n-ai făcut nimic. Oricum trebuie să faci și Edward. Oricum face Edwards care te ajută să găsești lista de cuvinte cheie. Pentru că tu ai un site de muzică, dar nu știi ce se caută. Și face Edwards, găsești rapid. Sunt multe numai cu Edwards poți să faci remarketing. Sunt multe motive pentru care îi face Edwards. Dar, în principiu, sunt complementare. Și, încă o chestie, nu trebuie să-ți vină dintr-un canal. Adică dacă ai 90% din trafic din SEO, e o întrebare. Cu Facebook și Edwards ce ai făcut până acum? Sau cu alte canale, numai Facebook. Ce ai făcut în alte părți? Dar de ce nu? De ce n-ai referral? De ce n-ai trafic? De ce nu scriu site-ul www.emag.ro? De ce nu intră direct pe site? Sau de ce nu caută la Google emag.ro 30% din vizitatori? Adică nu e organic și cam asta e tot. E T-shaped. Trebuie să știi și... Adică și dacă nu știi, oricum trebuie să faci și altceva, nu doar să... De ce încearcă Google să limiteze aceste tipuri prin care noi încercăm să ajungem în primele link-uri, în motoarele de căutare la Google, pentru omogenizarea pieței online sau pentru a recurge la plăti la ei pentru a ne poziționa în primele locuri la căutare? Nu știu de ce, dar estimarea mea e că pentru a plăti. Okay, let's go.